Vă spun și eu în această dimineață, bună dimineața tuturor și Dumnezeu să vă binecuvinteze și la mulți ani. Suntem încă la începutul anului, așa că cred că nu-i deplasată o astfel de orare să ne dea Dumnezeu mulți ani buni, împliniți și mai ales roditori pentru slava Lui. Pentru că doar atunci când suntem roditori pentru El, cu adevărat suntem și împliniți. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea aceasta de a fi împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fraților păstori pentru invitația care mi-au făcut-o și am acceptat această invitație, această provocare pentru a împărtăși din Cuvântul lui Dumnezeu dintr-o zonă de preocupări pe care Dumnezeu mi-a dat-o cu câțiva ani în urmă și pe care am luat-o ca o chemare de la Dumnezeu și în care încerc să umblu cu credincioșie. Dacă frații de la Tehnic ne ajută cu PowerPoint-ul, aș vrea să mă prezint puțin următorul slide. Am două poze cu familia noastră, soția mea Anca și trei copilași pe care Dumnezeu ne a dat. Mă rog, sunt care mai mici, care mai mari. Avem o fetiță de... mă rog, fetiță. Deja au făcut 18 ani, Cara. Este studentă la universitate în Statele Unite. Mijlociul, Caris, are 15 ani acuși și cel mic 5 ani. Următoarea poză este una mai recentă, este din vara asta. Și prin Harul lui Dumnezeu slujesc în, în Biserica Vox Domini din Timișoara din 2003, însă de vreo 15 ani încoace Dumnezeu mi-a dat o chemare specială în a investi în educația biblică financiară, în a cerceta Scriptura și a descoperi ce spune ea despre bunurile acestei lumi și despre cum anume trebuie să ne raportăm la ele, să le înțelegem și să acționăm. Pentru că, surpriză pentru mine, după câțiva ani buni de slujire, după ce am crescut într-o biserică evanghelică, după ce am fost de mic la școala dominicală, am învățat versete, după ce am făcut o școală teologică și am ajuns în lucrare, după vreo 10 ani de lucrare, de lucrare și împărtășam asta și cu frații la începutul slujbei. Am auzit un lucru care m-a surprins și practic m-a dat peste cap, și anume că Biblia, Dumnezeu în esență, este preocupat de modul în care noi oamenii ar trebui să înțelegem și să ne raportăm la bunurile materiale atât de mult încât a ocupat cea mai mare parte a textului biblic cu așa ceva, cu învățătură despre administrarea bunurilor. Acum vreo 15 ani, poate mai bine, am auzit afirmația care spunea că Biblia vorbește despre bani, bunuri materiale, mai mult decât despre orice alt subiect: că sunt 2350 de versete care fac referire la administrarea biblică, care e diferită de administrarea laică sau fără Dumnezeu în centru, și că următorul subiect este credința. Sau rugăciunea, vreo 500 de versete, și următorul, credința, un pic mai puțin de 500 de versete. Și am zis, ceva nu e ceva nu în regulă. De credință am auzit predici, de rugăciune am auzit predici, n-am auzit predici despre administrare biblică. De cât inflexiuni pe aici, pe acolo, că ar trebui să facem așa, să facem. Și am zis, Biblia e înțesată de învățătură biblică despre bani și bunuri și eu liniștit că cunosc cuvântul, că am umblat pe la biserică, îmi trăiesc viața în ignoranță față de ce spune Dumnezeu. Și când am început să mă uit atent la ce spune Biblia pe această temă și m-am uitat apoi la practicile personale, m-am îngrozit. Acum, sper că astăzi să nu vă îngroziți și dumneavoastră prea tare sau nu atât de tare încât să vreți să fugiți. Sper să vă îngroziți suficient de tare, însă, încât să vreți să studiați și să vă aliniați convingerile, credințele și apoi practicele la ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă El ne-a lăsat așa multă învățătură pe tema aceasta, cu siguranță avem nevoie să o înțelegem și apoi să o implementăm. Una dintre subiectele foarte importante, importante din calea afară, pe care eu unul, în copilăria mea și în tinerețea mea și nici măcar în timpul studiilor teologice, n-am înțeles-o, nu mi-a fost detaliată, nu mi-a fost prezentată, dar despre care aveam ceva habar și auzeam pe unii și pe alții, este zeciuiala. Și auzeam de la unii că trebuie să o dăm, și am înțeles că, și am și văzut că e lucru greu. Păi cum adică după ce mai ai muncit, ce m a bătut, să iau să dau la altul? Vorba aia, dacă vrei să ai, du-te și muncește. Și oamenii se împart în două categorii, credincioși. vorbim despre credincioși aici pentru că suntem în contextul bisericii și a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru unii cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă autoritate, drept urmare nu facem referire la ei astăzi. Dar dintre credincioși, oamenii se împart în două categorii mari, poate trei. Una, indecișii. Însă există două categorii foarte clare, bine definite. Una care spune că zeciuiala este practică, este necesară, este relevantă. Și oamenii sunt convinși, o trăiesc, se bucură de această experiență și de ceea ce aduce ea în viața omului. Și există încă o altă categorie, care sunt atât de convinși că ea nu este relevantă și valabilă astăzi, încât îi se împotrivesc ca și când ar fi un păcat. Povestesc cu câte unul, altul și dacă vorbim de curvie, de beție, de așa, oamenii spun, mă, hai să fim îngăduitori. Dacă le spui însă că zeciuiala este o învățătură biblică și practică, oamenii se ambalează să te convingă să nu cumva să o faci ca și când ai face un păcat. Dacă căutați pe internet, o să găseți multe abordări și multe înțelegeri. Observația mea generală, însă cu privire la acest subiect al zeciuielii, este că subiectul acesta încă este destul de neînțeles, rămâne destul de neclar, rămâne un mister pentru foarte mulți credincioși. Stau adesea de vorbă cu oameni din diverse categorii sociale, cu credincioși, și constat că atunci când vorbim despre administrarea biblică, mereu oamenii pun întrebări cu privire la zeciuială. Frate, tu ești cu învățătura despre bani, despre nu știu ce. Ia spune-ne, mai, mai este la valabilă? Ar trebui să o practicăm? Este o învățătură actuală sau este depășită? Eu așa mă înțeles că nu o vedem în Noul Testament și, drept urmare, e din parte din vechiul sistem evreiesc, iudaic, drept urmare, trebuie să o runcăm, să ne lepădăm de ea, ca nu cumva să uh, facem un lucru greșit. Oamenii întreabă, faptul că dau bani la biserică din când în când înseamnă că dau zeciuială. Sau, ce să fac cu zeciuiala? Trebuie neapărat să o aduc la biserică. Nu pot eu să ajut cauze, pentru că din părerea mea, după mine, din observațiile mele, cei de pe la biserici nu știu ce să facă cu banii mei. Mai stau de vorbă cu oameni de afaceri care, atunci când discutăm despre zecioială și intuiesc că ar fi vorba de a o aplica biblic în sensul de a aduce zeciuiala din profiturile firmei la casa lui Dumnezeu, oamenii spun, păi dacă aș fi să duc eu banii cât îi am zeciuială, Păi da, aș cumpăra toată biserica. Nu știu păstorii de acolo și prezbiterii ce să facă cu banii ăia. De urmare, raționamentul le spune că nici vorbă. Și cum spuneam, în timp ce unii au întrebări și se întreabă, oare așa, oare pe dincolo, oare este biblică, mai este biblică, din păcate, unii nu mai au întrebări. Pentru ei este clar că Zeciuala este o creștere de mult depășită și că este doar o formă pe care. Liderii religios o folosesc pentru a-i manipula pe oameni și a face rost de lor. Chiar am avut o, o, o discuție la un moment dat și când argumentam în favoarea înțelegerii zeciuielii biblice, o persoană cu respect, dar direct, mi-a spus mi greu să te cred pentru că tu ești pastor și dacă tu spui că la trebuie adusă la biserică, tu nu faci altceva decât să-ți urmărești interesul. Și a trebuit să dau detalii și să explic că nu sunt plătit de biserică și că scopul meu nu este să adun bani la biserica mea sau a altuia, ci dacă vorbesc despre zeciuială din punct de vedere biblic și descriu cum ne este prezentată în Scriptură, nu este pentru că am în spate motivații particulare. De aceea, în această dimineață, aș vrea să ne uităm la Scriptură și să, să vedem ce spune ea. Vă fac afirmația încă de la început ca să înțelegeți unde mă aflu și din ce poziție vorbesc. În urma studiului de ani de zile, în urma aprofundării acestei învățători, chiar dacă n-am învățat-o de mic și chiar dacă nu am practicat-o decât de la un anumit moment în viață, am ajuns să înțeleg și să accept. Că cuvântul lui Dumnezeu ne învață că zeciuiala este actuală și în timp ce nu este centrală mântuirii noastre, nu o găsim în, în discuția despre iertare de păcate, despre mântuire, despre uh, justificare. Nu, zeciuiala nu are de-a face cu mântuirea în sensul iertării de păcate și intrării în împărăția lui Dumnezeu. N-are de-a face. Nu este de importanță în ce privește mântuirea noastră. Însă ea este, cred eu, esențială în vederea maturizării noastre în credință. Un credincios care îl iubește pe Hristos și nu este, nu, nu este doar un membru într-un club religios numit biserică locală, un urmaș atent și smerit a lui Hristos, mai devreme sau mai târziu, va descoperi că zeciuiala este o practică care l-apropie de Hristos. Că dincolo de efectele, de, de modul în care ea se administrează, cum o gestionează biserica locală, dincolo de alte detalii, ea, practica în sine înțelegerea că din ceea ce Dumnezeu ne dă, o parte îi aparține lui de la bun început și ne-a fost dată doar ca să ne testeze și să ne apropie astfel de Dumnezeu, să crească noi credința și o să fac referire la astfel de uh, uh, motivații pentru care la ne-a fost dată, oamenii o înțeleg că ea ne ajută în maturizarea noastră în credință. Un om care umblă pe calea lui Isus și crește în intimitate cu Hristos este o persoană, un om care practică zeciuiala. Că sunt anumite aspecte care pot fi discutate și le putem, să zicem, costumiza la nivel personal și putem intra în astfel de detalii, dar vreau să afirm general că convingerea mea este că o persoană care crește în intimitate cu Hristos și se maturizează va deveni o persoană care zeciuiește. O persoană care identifică în veniturile lui o parte care aparține în mod expres lui Dumnezeu și pe care i-o închină lui Dumnezeu. Și în timp ce practicăm acest lucru La vedem efectele benefice pe care le aduce, pentru că creșterea noastră în credință înseamnă o, o apropiere de Dumnezeu și o intrare în plinătatea Lui. Hristos spunea, am venit ca oile mele să aibă viață și nu să o aibă fie cum, sau așa și așa, așa, sau ca pe pământ. Cum ești, frate? Bine, ca pe pământ. Păi unde e abundența? Unde e? Cum ești, frate? Super bine! Doamne fi lăudat! Mă doare capul, miru piciorul, sunt bolnav la pat, dar slavă bine! Slavă Domnului, sunt bine! Hristos vorbește despre abundență, și în timp ce abundența nu se referă neapărat sau nu, nu în primul rând la bunurile materiale, la bani, practicarea sau nepracticarea zeciuielii va influența determinant abundența trăirii noastre cu Isus. Ea face diferența între a trăi o viață plină, o viață împlinită, o viață bucuroasă, cu sens sau nu. Așa că astăzi și încă într-o întâlnire cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vă invit să descoperim împreună din cuvântul lui Dumnezeu ce este zeciuiala biblică, dacă este ea relevantă și necesară astăzi și voi face referire la câteva obiecții de-a lungul acestor două mesaje, cu privire la, la zeciuială, pentru că oamenii ridică obiecții și ele pleacă de la observații importante. Dar aș vrea mai ales să vedem cum o putem aplica și practica biblic, așa încât să, să facem ceea ce a gândit Dumnezeu pentru noi și efectul acestei rânduieli sau acestui principiu să fie evident în viața noastră. Pentru că, așa cum vedem în Scriptură, simplu fapt de a practica un fel de zeciuială sau zeciuiala într-un anumit fel, nu este o garanție a faptului că Dumnezeu ne se bucură de asta și ne binecuvintează. Vedem în Matei 23 cu 23 faptul că anumite motivații, anumite gânduri, anumite aspecte legate de practicarea zeciuielii, îl fac pe Hristos să mustre. Și m-am gândit la versetul ăsta. Vai de voi, cărturari și farisei, pentru că voi dați zeciuială. Eu aș fi zis ca păstor, ferice de voi, cărturari și farisei, că dați zeciuială. Că zeciuială e un lucru bun. Și Isus zice, vai de voi, că dați zeciuială. De ce zice, vai de voi? De ce nu zice, ferice de voi? Pentru că simpla practicare a zeciuielii, fără motivația, fără spiritul corect, fără, fără, efectul pe care această exprimare a credinței și recunoștinței noastre îl produce noi, zeciuiala e degeaba. Și chiar îl deranjează pe Dumnezeu. Pentru că în vremea respectivă, oamenii, spre deosebire de mulți credincioși astăzi, erau riguroși cu privire la zeciuială. Nici nu se punea problema. Nu trebuia să ai pledoarii să înveți. Au învățat de mici ce este zeciuiala. Așa cum au învățat abecedarul, așa cum au învățat să citească, au învățat în învățăturile de bază ale credinței evreiești că zeciuiala este o lege a lui Dumnezeu, are o natură spirituală și că trebuie practicată dacă vrem să fie bine, să ne fie bine. Așadar, simplu fapt de a practica zeciuiala nu este suficient și ca să existe un efect scontat de Dumnezeu, trebuie să o, să o înțelegem și să o practicăm biblic. Și ca să începem de undeva cu privire la zeciuiala, aș vrea să fac două-trei afirmații preliminare, clarificatoare. Prima dintre ele este că zeciuiala nu este un imperativ moral. Și aș vrea să mă înțelegeți bine. Uitându-mă în scriptură și am vrut să fac aceste clarificări preliminare pentru a vă păstra încă atenția și a vă păstra în subiect. Astăzi nu o să vă prezint zeciuiala biblică ca și când ar fi un imperativ moral o obligație ca și poruncile, ca și cele zece porunci. Să nu ucizi, să nu furi, să nu curvezi, să nu faci mărturisire mincinoasă. Zeciuiala nu e acolo. Zeciuiala nu este un imperativ moral și drept urmare, a doua observație, nepracticarea ei nu ne duce la moarte. Și veți spune, păi, fain, dacă nu e obligație morală și dacă nu ne duce la moarte, oriunde te uiți în Scriptură, nu spune, da zeciuială, că dacă nu da zeciuială, vă omor. Cine nu dă zeciuială, să fie băgat în fundul iadului. Nu găsim asta în Scriptură. Și probabil veți spune, păi atunci de ce să mai discutăm? Dacă nu e un imperativ moral, dacă nu este o obligație în sensul imperativelor morale să nu faci asta sau să faci asta, să nu uci, să nu furi, de ce să predicăm despre zeciuială? În timp ce ea nu duce la moarte, nepracticarea zeciuielii are uneori consecințe devastatoare. În schimb, practicarea ei aduce are consecințe dintre cele mai bune pentru noi. Ne aduce bucurie, pace, abundență și trai bun împreună cu Dumnezeu. Așa cum vom vedea mai târziu și vreau să subliniez acest lucru, dacă zeciuiala nu este un imperativ moral, ea ar trebui mai degrabă să fie înțeles ca un principiu de viață înscris în universul moral al lui Dumnezeu, și ar trebui mai degrabă înțeles, înțeleasă ca o lege naturală și mai mult decât ca un imperativ moral. Ce vreau să spun? Așa cum, am, cum mă uit în Scriptură și văd zeciuiala, în timp ce trebuie să admit că nu este un imperativ moral, o văd ca pe ceva ce ea se întâmplă, are loc, este un principiu de care atunci când mi se spune să acționez pe baza lui... Nu mi se spune ca, ca, ca ar fi o poruncă, ci mai degrabă ca o invitație la a ține cont de ea. Este Cel mai apropiat concept din această categorie, în scriptură, este uh, uh, odihna sau sabatul. Găsim în scriptură sab, sabatul sau odihna mult înainte de apariția sistemului iudaic. Odată cu Moise, sabatul începe să fie reglementat, începe să fie uh, aprofundat, să se facă multe specificații cu privire la el și totuși găsim sabatul încă de la creație și, pe, și după Hristos și Noul Testament, Biserica ce a a Domnului Cristos, în timp ce nu se mai raportează la sabat prin prisma aspectelor ceremoniale, înțeleg legea sabatului, această lege naturală care spune ca să te bucuri de viață și să fii binecuvântat, o, o zi pe săptămână trebuie să te oprești, să te închin lui Dumnezeu, noi rămânem conștienți de această lege care funcționează dincolo de sistemul evreiesc. Sau dacă vreți, o altă lege naturală care atunci când ni se spune nu fă asta, să o fă cealaltă, înțelegem nu ca pe o poruncă arbitrară, fie chiar și din domeniul moral, ci ca pe o atenționare în favoarea mea, în, 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 în ajutorul meu. Mă refer la legea gravitației. Sabatul, zeciuiala și gravitația. Sunt trei exemple de principii de viață, de legi morale, de legi ale Universului lui Dumnezeu, care atunci când mi se spune ține sabatul sau ține odihna, nu mi se impune asta, ci sunt învățat că dacă respect această lege, va fi bine de mine. Exemplul cel mai specific sau mai ușor care să ne ajute are de-a face cu gravitația care. Dacă cineva îmi spune, băi, nu sări de pe bloc, că mori. Eu care înțeleg legea gravitației, înțeleg că interdicția de a sări de pe o clădire înaltă nu este un imperativ moral. Nu este o interdicție arbitrară, ci este un sfat, dacă vreți, este o poruncă în sensul de, mă, nu faci așa ceva, copățești. Ei, când ne uităm la zeciuială, ca să putem să înțelegem sensul biblic, ar trebui să o scoatem din zona imperativelor morale, asociind-o cu curvia, cu hoția, cu, uh, cu alte lucruri de felul acesta, și să, când ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și să când suntem învățați, aduceți zeciuielile la casa mea, să o luăm cu mulțumire și să spunem Bine că m-ai ajutat să înțeleg asta. Bine că m-ai informat cu privire la avantajul de a mă raporta corect la această lege care operează. Când mi se spune nu munci șapte zile, ci muncește șase și odihnește-te într-una, asta nu înseamnă că Dumnezeu vrea să mă limiteze și să nu câștig eu tot cât pot câștiga, ci din potrivă, prin solicitarea prin porunca de a nu munci a șaptea zi, Dumnezeu vizează dezvoltarea mea, binele meu. Am fost creat ca să lucrez bine șase zile și într-una să mă odihnesc. Dar haideți să vedem puțin, din punct de vedere a definiției, ce este zeciuiala. După cum spune și denumirea, zeciuiala este un concept care se referă la cantitate. Adică 10%. Vă spuneam că unii pun întrebarea, frate, da, 3% dacă îi aduc la biserică, îi zecioială. Și zic, mă, hai să, hai să ne jucăm cu termenul. Ce înseamnă zecioială? De la ce vine asta? Zecioială, zecioială, de la ce poate veni? Mă, seamănă cu 10. Păi, 3 îi 10? Dacă 30, îi 10, atunci 3% îi zecioială. Dacă nu îi 10, nu îi zecioială. Frate, da, 15% îi zecioială. Păi, zecioala ce îi? Îi 10, Asta e 15. Mă, nu e zeciuială. Poate să fie 10% zeciuială și 5% să fie altceva, dar când vorbim de zeciuială, ne referim la cantitate prima dată, și anume, la un procent de 10%. Și acum aș vrea să ne uităm la 5 mari afirmații pe care Biblia le face cumva, la câteva descrieri ale naturii zeciuielii, pe care aș vrea să vi le așez înainte și după care vă invit să reflectăm și să ne aliniem pentru că sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru important cu privire la zeciuială, din punct de vedere biblic, este că zeciuiala îi aparține lui Dumnezeu. Levitic 27 cu 30. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Din păcate, conceptul acesta de proprietate și-a pierdut din putere pentru destul de mulți credincioși. Adesea cităm versetul din Psalmul 24, al Domnului Pământul și Cerul și tot ce e pe El și noi spunem, da, toate lucrurile sunt ale Lui Dumnezeu, nerelevant. Ok, ăsta Lui Dumnezeu, dar noi știm că noi avem lucrurile noastre și poate că ar merita o discuție aprofundată despre conceptul de proprietate. Însă în timp ce Dumnezeu spune că în general toate sunt ale Lui, El face o mențiune specifică și anume că din profitul nostru din salariile noastre, din profitul nostru real din afaceri, 10% Dumnezeu îl consideră ca fiind a lui. Când el s-a generat acolo, când creșterea pe care Dumnezeu a dat-o într-o firmă sau într-o familie, într-un salariu, acea creștere s-a generat pentru că la urma urmei, tot ce înseamnă creștere este actul unilateral de bunăvoința lui Dumnezeu. Dumnezeu face să crească. Din acea creștere, Dumnezeu spune 10% sunt ale mele. Nu sunt ale mele în sensul că se par 10% din ce am eu și mă gândesc să îi le dau lui Dumnezeu și atunci sunt ale Lui. Nu știu dacă vedeți diferența. Mă, ăsta e salarul meu. Să iau 10% și să-i dau lui Dumnezeu sau nu? Unii zic să-i dau partea lui Dumnezeu. Și cumva, în mentalitatea respectivă, oamenii cred că banii sunt ai lor și acum se zbat dacă să ia 10% și să-i dea lui Dumnezeu, că se spune că e partea lui Dumnezeu. La ce ne referim că este partea lui Dumnezeu, înseamnă că ea este a lui Dumnezeu de la bun început. Din nou, în orice creștere, în orice dezvoltare, există un procent de 10% despre care Biblia spune că îi aparține lui Dumnezeu. Ea este a Domnului și eu nu pot să mă hotărăsc să i-o dau în sensul de donație pentru că a fost a mea, ci pot cel mult să-i o restitui. Dar, cum spuneam, primul lucru care trebuie înțeles este că zeciuiala îi aparține lui Dumnezeu. Până când nu asumăm această realitate. Dacă această definiție de scriere a zeciuielii noi o aruncăm la coșul de gunoi al învățăturii spunând: "Asta e din Vechiul Testament, astăzi Dumnezeu nu mai are 10% din profituri." Atunci noi o să fim liniștiți. Dacă afirmația că zeciuiala este, descrie realitatea că din orice creștere Dumnezeu are 10%, atunci vom vedea că ea este adevărată de la bun început și până la bun sfârșit. Practic, și o să vedem în mesajul următor, că acest concept al zeciuielii îl descoperim în Scriptură mult mai devreme decât sistemul mozaic care reglementează zeciuiala. Există în Vechiul Testament, înainte de Moise, oameni care fie au avut instinctul, fie au avut revelația că Dumnezeu deține 10% din profituri, întrucât comportamentul lor se exprimă în afara unei legi. Îl avem pe Avram care atunci când se bucură de o victorie, recunoaște că victoria este de la Dumnezeu, dar că victoria respectivă incumbă un procent de 10% care e a lui Dumnezeu, așa că fain frumos, e o închină lui Dumnezeu. Și în timp ce regulile de război spun, ai câștigat, ai dreptul să iei tot, cum spun americanii, the winners take it all, Avram spune, nu, 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 am câștigat, E o bucată bună, dar 10% din câștigul ăsta e lui Dumnezeu. Și o închină lui Mehisedec. Unii cred chiar că diferența dintre Abel și Cain, din primele ceasuri ale istoriei umanității, este făcută de modul în care s-au raportat la posibila revelație cu privire la această lege naturală, pe lângă sabat, respectiv zeciuiala. Și data viitoare o să, o să mă opresc mai mult asupra acestui posibil argument sau acestei posibili instanțe. Cert este că zeciuiala îi aparține lui Dumnezeu universal. Că în orice creștere Dumnezeu are un drept special. În timp ce toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu, în orice creștere Dumnezeu amplasează 10% cu un scop foarte bine definit. Un al doilea lucru care trebuie înțeles despre zeciuiala biblică, ca să o putem practica bine, după identificarea ei ca fiind a lui Dumnezeu în sens prim, în sens ontologic, este a lui Dumnezeu înainte să-i dau eu, este că zecioiala are un caracter sfânt, tocmai fiind a lui Dumnezeu, ea are un caracter sfânt sau sacru. Am citit în, în versetul, 26, versetul 30 din capitolul 27 din Levitic: orice zeceală din pământ, fie din roadele pământului, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Iar în Roman, capitolul 11, versetul 6. Cuvântul spune că cele din tâi roade sau zeciuielile sunt sfinte. Sunt sfinte. Ce înseamnă lucrul acesta că zeciuiala este sfântă sau este închinată Domnului? Sunt doi termeni care descriu acest, această trăsătură, acest caracter aparte al zeciuielii, al celor 10% care aparțin lui Dumnezeu din orice profit, din orice creștere. Primul termen care îl găsim în Romani, capitolul 11, versetul 6, pe care tocmai l-am amintit, este cadoș și este un cuvânt destul de cunoscut la noi, folosim termenul de sfânt în mod general. Dar acest termen de cadoș nu are o conotație morală în primul rând. Sfânt adică fără păcat, neîntinat și așa mai departe Ci sensul prim și știți lucrul acesta Cred că s-au mai vorbit despre termenul Sfânt Înseamnă separat Înseamnă neamestecat Înseamnă necomun Opusul lui Sfânt nu este murdar Ci comun Sfânt înseamnă de altă categorie Necomun Opusul lui sfânt este banal, comun, amestecat cu celelalte. Interesant că Biblia pune această definiție sau atribuie acest caracter aparte zeciuielii ca fiind separată și așa ar trebui să o înțelegem, neamestecată. Al doilea termen pe care îl găsim în Levitic 27 cu 30, versetul citat mai devreme, are, o, are o, o, un sens asemănător și totuși unul suplimentar. Acest termen este cherem, acest uh, cuvânt care spune închinat Domnului este un lucru închinat Domnului. Orice zeciuială este a Domnului, este un lucru închinat Domnului, înseamnă că este făgăduit lui Dumnezeu. Este închinat lui Dumnezeu, este nedisponibil pentru o altă lucrare sau pentru altcineva decât pentru Dumnezeu și încă un sens foarte interesant a acestui, acestei expresii, cherem, și care apare frecvent în Scriptură, în Vechiul Testament mai ales, cherem înseamnă separat, spre nimicire, dat Domnului spre nimicire, dat Domnului ca ardere de tot. Și sensul acesta este important să-l înțelegem când ne gândim la zeciuială. Pentru că neînțelegerea caracterului de dat spre nimicire, de închinat spre ardere de tot, ne poate pune în situația de a trata cu banalitate zeciuiala, și asta aduce consecințe. Vreau să fac referire la un incident care ne ajută să înțelegem acest caracter al separat dat Domnului spre nimicire și impactul pe care îl poate produce nerespectarea acestui caracter al lui Dumnezeu sau al zeciuielii care aparține lui Dumnezeu. În episodul intrării poporului evreu în țara promisă, Dumnezeu le spune de la bun început că după ce trec Iordanul, vor trebui să identifice câteva cetăți cherem, câteva cetăți sfinte, câteva cetăți închinate Domnului. În ce sens închinate Domnului? Simplu, băgate pe foc. Doamne, sună ciudat! Și Dumnezeu spune, înainte de orice, cu prioritate, când veți intra în țară, prima cetate la care vă veți duce este Erihon. Regulile de joc, regulile de luptă spun că un soldat care cucerește o cetate are dreptul să îi preia toate bunurile și apoi să facă ce vrea. Dar este dreptul lui legal. Și Dumnezeu spune așa veți merge la Erihon. Dar în dreptul Erihonului există o clauză aparte. Erihonul și încă câteva cetăți sunt cherem. Sunt închinate Domnului. Sunt închinate Domnului spre nimicire. Când ajungeți la Erihon, nu luați un fir de ață, un ac, un nasture, radeți tot, închinați Domnului și dați totului pe foc. Și Acan, că îl știm din Scriptură, om practic, se gândește, păi da, am muncit o lună de ceaba? Adică, trag din greu și am ocazia și dreptul să-mi iau partea, să-mi iau banii, și Dumnezeu spune, bă, ăia nu ei, că ăia sunt ai mei și sunt sacri. Trebuie să-i dai spre nimicire, să-i dai să te scapi cumva de ei. Să-i dai cu grijă, să-i separi de la bun început și să-i dai că dacă nu-i dai și îi păstrezi, celelalte bunuri ale tale vor fi afectate negativ. Și am zice, a, da, de unde? Hai că nu știu ăștia. Moise dă da, anunțul, Iosua dă anunțul, ce, -o cerim cetatea, Dumnezeu va face minune. Știți cum s-a întâmplat. Nu cu sabie, nu cu suliță, ci cu rugăciune și cu glorie Domnului. Trâmbițe, marș și cântări. Și cetatea cade. Șacan pune mâna pe niște haine scumpe și pe niște kilograme de argint și le ascunde în cortul lui. Și zecioiala, la noi poruncă. Nu se întâmplă nimic imediat. Nu moare acan, nu. Nu. Merge, trecem zi, înainte. Mâine zi se duc la o cetate mică și spun, ieri, cu ziduri mari, grele, l-am făcut una cu pământul. La, la AI, la următoarea cetate, păi, ăștia au niște movile acolo, nici ziduri, n-au, îi batem de și se duc hotărâți să cucerească țara, că ei sunt cu Domnul. Și o iau săraci pe coajă, de s-o dus vestea. Și Iosua știe că ceva nu i în regulă. Se duce la Dumnezeu și zice, Doamne, ce se întâmplă? Ceva nu i în regulă. Păi ne-ai dat o biruință extraordinară și acum, cu o mână de oameni, ne-a făcut de râs. Și Dumnezeu spune, cineva a umblat la zecioială cineva nu a respectat caracterul ei sfânt, drept urmare, în loc să fie binecuvântat restul de 90% care vroiam să vi-l dau, îi blestemat, până când nu se pocăiește. Nu veți mai cuceri. În sensul acesta, zecioiala ar trebui înțeleasă că având un caracter sacru închinat Domnului, și că nerespectarea acestui caracter sacru, nu îl face pe Dumnezeu să ne bată, ci aduce consecințele naturale pe care nerespectarea îl aduce la o lege naturală. Când sar de pe o clădire, nu te bate Dumnezeu, nici vorbă. Dumnezeu numai bine face. Dar te bați singur. Intri sub incidența unei legi care funcționează, a unei legi al universului moral al lui Dumnezeu. Drept urmare, modul în care credincioșii, și frații noștri de-a lungul timpului au înțeles zeciuala unii dintre ei, este exemplar. Ei au înțeles că dintre venituri, zeciuala fiindcă este sacră și pentru că se referă la cele din tâi roade, primul lucru pe care am auzit că îl făceau unii din înaintașii noștri, era că în momentul în care venea salariul de la fabrică, de unde o fi venit, veneau acasă, puneau banii pe masă, se rugau și primul lucru pe care îl făceau cu banii era să selecteze cele mai bune bagnote, calculau cât -i 10% din banii ăia, luau cele mai bune bagnote și le puneau într-un plic pe care scriau partea lui Dumnezeu. Bunicii noștri au înțeles caracterul sacru al zeciuielii care îl vedeau ca un har de la Dumnezeu să-l poată identifica și îl găseau ca o bucurie să-l poată aduce. Și apoi se uitau la cele rămânea și spuneau, îi harul lui Dumnezeu peste casa noastră, de ceilalți se întreabă, care e explicația? Că nu fi au neamuri în America, nu pentru că au pile la partid, dar mână la pocăiții ăștia le merge bine. Și era simplu. Oamenii cu 90% din venituri o duceau mai bine, se descurcau mai bine, pentru că pentru ei zeciuiala era sacră. Astăzi nu mai folosim plicuri, astăzi avem carduri, astăzi zeciuiala pare o idee cam perimată, vrenică să fie dată uitării. Dar dacă vreau să înțeleg ce spune Biblia despre zeciuială, voi înțelege că este a Domnului, are un caracter sfânt, este separată. O pun în plic și nu până mă duc la biserică îmi plătesc curentul, că pun eu bani înapoi, nu. O tratez ca pe ceva cu un potențial foarte mare, dar care dacă e administrată greșit, este distructivă. O imagine, o metaforă care, care o am în minte când mă gândesc la zecioială sunt materialele radioactive. Plutoniu este un dar de la Dumnezeu pentru, pentru pământul ăsta. Pentru că în, în cel puțin într-unul dintre izotopii de plutoniu și de uraniu, există energie enormă. Și ea poate să facă bine. Și poate să aducă mare prosperitate, energie multă. Însă dacă umbli, umbli, cu uraniu radioactiv și nu-l ții separat și nu-l tratezi ca dat spre nimicire, ținut de o parte de celelalte, nu mă ating că nu e meu și explodează, eu o să zic, uraniu, hai să facem ceva, hai să vedem cum îl putem, ne jucăm cu el, hai să ne facem treaba între timp. Zeciuiala este a Domnului, este necomună, este separată, închinată Domnului, dată spre nimicire, în sensul de ardere de tot. Nu că dau foc la bagnotele sau la zeciuială, îi dau foc, că închin Domnului, ci o dau Domnului spre nimicire în sensul că mă îndepărtez de ea, de, de, de a o administra, nu umblu la ea, a lui Dumnezeu și o pun separat. A treia caracteristică a zeciuielii, pe care o găsesc în scriptură și ani de zile n-am înțeles-o și această, această nuanță, cel puțin pentru mine, ca experiență personală, m-a ajutat enorm de mult să înțeleg, că zeciuiala, fiind a lui Dumnezeu și fiind sacră, ea nu -i poate fi oferită lui Dumnezeu, ci ea doar poate fi restituită. Zeciuielile nu se duc sau se oferă. Zeciuielile se aduc. s am dat, frate, o mașină cu un prumut. Te rog să-mi o aduci. Nu te rog să-mi o faci cadou, ci te rog să-mi o aduci. Este a mea, este la tine, te rog să-mi o restitui. Zeciuielile trebuie restituite. Ele îi aparțin lui Dumnezeu, sunt printre bunurile noastre, sunt parte a oricărei creșteri, au un caracter sacru și ele trebuie restituite. Exod 23 cu 19 Să aduci la casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade ale pământului. Maleachi 30 12 Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Discut cu frații, discut cu unii, cu alții. Măi, tot am discutat în familie și ne gândim să dăm și noi zeciuială. Și zic, dacă ați discutat în familie, puteți să dați dărnicie. Zeciuiala nu o puteți da, o puteți doar restitui. Pentru că nu e a voastră. Nu v-a fost încredințată să fie a voastră și apoi din spirit de generozitate, de bunăvoință, de recunoștință, să faceți un gest de binecuvântare. Zeciuiala poate fi doar restituită într-o atitudine de închinare. Acum, piatra de moară, în privința acestei clarificări, în sensul că zeciuiala nu se oferă, ci se restituie, se aduce înapoi lui Dumnezeu, este mențiunea pe care Dumnezeu o face în privința aceasta. Și aici e una dintre cele mai grele bătălii. Sunt oameni care n-acceptă zeciuiala. Îi din Vechiul Testament, nu ne interesează. Da, trebuie să dăm cât de mult, mult mai mult decât zeciuiala, dar trebuie să o dăm cu inimă largă și vorbim despre învățătorul Pavel din Corinteni care se referă la o strângere de ajutoare și care nu se referă deloc la zeciuială, pentru că zeciuiala era deja achitată. Era nevoie de un, de un, proiect social și Pavel spune, fraților, știu că vă duce zeciuiele la biserică, eu nu vă spun, luați din zeciuielile voastre și dați aici în misiune, ci după ce ați dat zeciuiala, vă invit să participați la o strângere de ajutoare pentru frații voștri. Și atunci când strângeți ajutoarele astea, să dați cum vă lasă inima și cât vă bucurați. Și unii spun, asta e tot, nu vorbi de zeciuială ca și când ea nu ar fi avut loc în biserica primară, și atunci cu asta s-a încheiat. Deci unii nu discută despre zecioială. Doar dărnicie și și așa, când, cum. După cum simțim. Dacă, a, dacă, un an nu simt nimic, pot să n-aduc, zice Domnul să n-aduc dacă nu simt. Cine nu dă cu inimă bună, ăla care dă cu inimă bună. Eu n-am inimă bună, un an, doi și trei, că eu tănăcăjit sunt, așa că nici nu tră, nici generozitate, nu fac nici zecioală, n-aduc. Pentru că nu, atunci nu mai voie când ai inimă bună. Dar unii cred în zecioială. Unii o văd ca, o, ca lui Dumnezeu, dar se potignesc. Frate, eu cred că zeciuala este biblică și sfântă și trebuie returnată lui Dumnezeu. Dar eu nu vreau să o duc la biserică. Pentru că Dumnezeu spune aici, am citit și în Maleahi și în Exod, să aduci în casa lui Dumnezeu. Aduceți însă la casa visteriei voastre, toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Ce este casa lui Dumnezeu? Casa lui Dumnezeu, în termenii noștri de astăzi, este comunitatea de credincioși de care aparține. Și dacă este să respectăm ceea ce ne învață Scriptura cu privire la zeciuială, atunci ar trebui să înțelegem că zeciuiala este a lui Dumnezeu, este sfântă, se restituie, dar nu se restituie oriunde. Unii spun, eu nu dau bani la biserică, că frații nu știu ce să facă cu banii. Da, am eu niște vecini, am niște misiuni în care eu vreau să investesc. Și spun, băi, interesant. Tu cu restul de bani nu ești foarte, nu faci micromanagement prea clar și să separi încă o sumă, să o duci în generozitate, ci tu vrei să faci obraz subțire și nume bun pe banii lui Dumnezeu. La prieteni le spun asta a necunoscuți, nu, că nu sună bine, jignești. Dar le, prietenii care spun că ei din zeciuială susțin misiuni, le spun, băi, fain, și ești bine apreciat pentru susținerea ta, bineînțeles. Băi, fain, pe banii lui Dumnezeu faci o braț subțire. Fratele care ne-a binecuvântat. Și Dumnezeu spune, dacă tu nu mi-aduci zeciuiala unde-ți spun eu, tu nu respecti caracterul sacru al zeciuielii. Pentru că zeciuiala, am spus deja, nu mi-a fost lăsată să fac micromanagement cu ea. Să o administrez în sensul de a o plasa aici și acolo. Dumnezeu spune, identific-o, e acolo de la început. Pune-o într-un cont separat, pune-o într-un plic separat. Repede, primul lucru care trebuie să-l faci e ăsta. Scapă-te de ea. Adumi-o la casa mea. Unii refuză însă să aducă zecielile la casa lui Dumnezeu, în biserica locală din care fac parte și vor să o administreze ei. Frate, vreau să știi, frate, soră, că Dumnezeu te eliberează de grija de a administra cele 10%. Dumnezeu spune, îți ai mei banii, ți-am dat ție, nu-ți bate capul cum îi folosesc tu trebuie să știi ce faci cu restul. Ăștia mă ocup de ei. Numai să ai grijă să mi restitui unde ți spun eu. Doamne, eu ți-am dat zeciuia la. Mă, eu n-am găsit-o la biserică. Păi nu, Doamne, eu am dat-o la săraci. Mă, tu ai dat și ai dat la săraci, dar zeciuia la nu mi a adus-o. Păi cum nu, Doamne, că am calculat să fie 10%. Mă, ultima parte ce o scăpat. Frații și surori, Virulența cu care ne opunem acestui detaliu, îl acceptăm și pe ăsta, și pe celălalt, și pe celălalt, virulența cu care ne opunem detaliului că zeciuiala nu se duce unde ne gândim noi, ci se aduce unde spune Dumnezeu, nu face decât să demaște puterea lui Mamona în viața noastră. Suntem atât de preocupați de cei 10% care se pierd, se dau spre nimicire, mult mai preocupați decât restul, 90%, despre care Dumnezeu ne spune că o să dăm socoteală de ce am făcut cu ei. Noi suntem experți în a, în a îi învăța pe cei care o preiau cum să o gestioneze ca să facă bine, dar în ce privește restul, nu discutăm. V-ați gândit la lucrul ăsta? Eu vreau să fac ceva cu zeciuiala. Nu îi nevoie să faci nimic, că nu e a ta, îi aparține lui Dumnezeu și trebuie să o aduci la casa lui. Zeciuielile, ne Dumnezeu ne eliberează de grija, de responsabilitatea aceasta și nu ne cere decât să -i o aducem în locul pe care l-a comunicat și să le lăsăm acolo. Zeciuielile nu ne-au fost încredințate temporar cu caracter fiduciar, pentru a face micromanagement cu ele, eventual pentru a ne crește popularitatea și recunoașterea celorlalți. Și tocmai cedarea controlului este unul dintre efectele pentru care Zeciuia a fost gândită. Dumnezeu știe puterea de control a mamonei în viața noastră, a spiritului care se atașează banilor. Și data viitoare o să explorăm mai mult această zonă a luptei spirituale în care la operează ca o protecție. Dumnezeu știe că diavolul ne manipulează, există înșelăciunea bogățiilor, înseamnă uh, 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 distrugerile pe care controlul lui Mamona le produce în viața noastră. O să ne uităm în, în Timotei, capitolul 6, o să ne uităm în, în, în Vechiul Testament și o să vedem cum Mamona, dușmanul lui Dumnezeu, încearcă să ne țină în, în, în control, prin frică și prin aroganță. Și Dumnezeu spune: Dacă tu ești mereu cu teamă legat de bani și cu dorința de control, tu nu te închini mie. Dacă tu te închina mie și te-ai închina aducându-ți zeciuielile, eu te-aș elibera de frica respectivă. Și de senzația că ești cineva și ai putea să crești în această adorare a intervenției mele în viața ta și să vezi harul meu și nu efortul și cazna ta. De aceea spun zeciuielile: trebuie să le aducem la casa lui Dumnezeu, cedând astfel controlul lui Dumnezeu asupra ceea ce este a lui. Mai sunt două observații pe care aș vrea să le fac în, în, în încheiere. Nerespectarea zeciuielii este considerată de către Dumnezeu drept înșelare a Lui, înseamnă furt, însușire pe nedrept a bunurilor Lui Dumnezeu și are consecințe. Maleahii 3, 8 și 9. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat, mai Doamne? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați, încă o dată. Nu vă bleastă eu, ci voi sunteți blestemați câtă vreme ieșiți în afara zidului, în afara balustradei. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Și dacă lucrul acesta este adevărat, că nerestituirea înseamnă înșelarea lui Dumnezeu și aduce consecințe practicarea zeciuielii. Aduce binecuvântare. Restituirea zeciuierii alte, are multe beneficii pentru cel credincios și o să discutăm și data viitoare. Maliahi 30 la 12. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuierile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de, bine, de binecuvântare. Voi mustra pe, pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul Oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici, vă vor ferici. Vă vor considera superior, vor vedea de la distanță că sunteți într-o poziție privilegiată. Atunci, când țara va fi o țară plăcută, zice domnul oștirilor, atunci când aducem 10% ce aparține lui Dumnezeu și le separăm și le restituim la casa lui Dumnezeu, restul de 90% sunt binecuvântate. Dacă este între noi cineva care practică zeciuiala de ceva vreme, ar putea să ne împărtășească și să ne mărturisească minunea pe care o trăiește. Că cu 10% mai puțin de ani de zile, nu-i mai sărac, nu-i mai oropsit, nu-i mai necăjit. Da, depinde de Dumnezeu. Și de data viitoare o să ne uităm la efectul, efectele, am pomenit câteva întrecere, o să ne uităm la efectele aducerii zeciuielilor. Dar în încheiere, aș vrea acum să facem o ilustrație. Am vorbit cu câțiva tineri care ne vor ajuta să ilustrăm ceea ce am spus în, în mesajul din dimineața aceasta. Așa că îi rog să vină aici pe scenă și o să, o să facem o, o activitate practică. Uh. Vă rog să preluați recuzita. Așa. Deci o să stai aici. Și haide, tu vino te rog acolo. Și un pic aici, și așa. Înspre sală. Aici îl avem pe Dumnezeu. Dumnezeu este sursa oricărei creșteri. Când în universul acesta, în viața de zi cu zi, apare creștere, ea nu este întâmplătoare și nu este produsul efortului cuiva și Scriptura ne vorbește ca fiind gestul unilateral de binecuvântare a lui Dumnezeu a Pământului. O face prin muncă, o face prin apariții supranaturale, dar creșterea este actul unilateral al lui Dumnezeu. Dumnezeu dă... Stai un pic mai în spate, te rog aici, dar să se vadă foaia. Dumnezeu dă creștere și trimite resurse într-o firmă. Și dă multe feluri de resurse unei firme, dar printre alte resurse îi cere firmei angajatorului să îi dea angajatului său resursele pe care Dumnezeu le are pregătite pentru copilul lui. Fratele nostru frumos îi copilul lui Dumnezeu. Până, până să ajung acolo. Când banii au ajuns aici, a cui sunt banii ăștia? Vă rog să spuneți. Banii care au venit de la Dumnezeu și au ajuns la o firmă, pentru că Dumnezeu a produs creștere, a cui sunt banii? Banii sunt ai lui Dumnezeu și sunt dați spre administrare unei companii. Prin creșterea pe care Dumnezeu a dat-o, Dumnezeu a produs o resursă. Mergem mai departe. Angajatorul poate să nu fie administrator bun, poate să-i taie din salariu și el va da socoteală dacă resursele pe care Dumnezeu binevoitor vrea să îi le dea cuiva pentru vie, pentru creștere, sunt împiedicate, va fi judecat. dar, dar angajatorul îi dă angajatului nu drepturile lui, spune Dumnezeu, ci darurile lui Dumnezeu. Așa că tânărul nostru a primit un dar de la Dumnezeu. Nu este rezultatul muncii lui. Biblia ne spune că atunci când noi primim bunuri, chiar sub formă salarială, ele nu sunt drepturile noastre. Sunt drepturile noastre doar în relația cu angajatorul. Față de Dumnezeu nu sunt drepturi. Față de Dumnezeu sunt daruri de generozitate. Dumnezeu spune că noi muncim nu pentru bani, ci noi muncim ca să ducem un plus valoare. În însăși practicarea muncii este, dacă vreți, răsplata noastră. Dar banii din muncă nu sunt dreptul nostru înaintea lui Dumnezeu, ci sunt darul lui Dumnezeu pentru noi. Și când Dumnezeu îi dă angajatului prin angajator darul, Dumnezeu îi spune în Biblie ceva. Atenție, dragul meu, că ți-am pus salariul acolo, de 1000 de lei, dar să știi că acolo am pus deoparte 100 de lei care nu sunt ai tăi. Sunt salariul tău, dar nu-s banii tăi, ăia sunt banii mei. Așa că ce trebuie tu să faci ca să rămâi binecuvântat de mine, așa cum ți-am dat deja binecuvântarea, este să scoți banii de acolo și 10% să-i pui într-un plic. Trebuie să fie separați pentru că au un caracter sfânt. Să nu-i amesteci cu ceilalți, pentru că îi strici și pe ceilalți. Să-i separi ca să-i pot binecuvânta pe ceilalți. Poți să lași foaia jos. Așa. Deci, să nu dai, să nu dai nici mai mult, nici mai puțin. Adică, nu o să fii ispitit să pui mai mult, dar să nu dai nici mai puțin. Că zeciuial înseamnă 10%. Deci, din, din 1000 de lei, 100 de lei e 10%. Ok? Bun. Mai am încă o mențiune. Banii ăia sunt ai mei. Pe restul ți binecuvintez. Ăștia ai mei trebuie să mi restitui și să te închini. Te rog vino și adun banii și închină-te. Dar stai un pic, că tu nu te poți întâlni cu mine că eu sfânt. Așa că am un loc în care îmi colectez zeciuielile. La biserică tu nu dai bani la biserică, tu îmi dai banii mie. Biserica este doar locul care îi colectează. Tu nu dai bani nici la păstor, nici la prezbiteri, nici la afaceriști, nici la oameni care se pricep sau nu se pricep cu banii, tu îmi dai banii mie, tu te închini. Ei sunt ai mei și spui să rămână părinte, nu vreau să umblu cu ce nu e meu, ți aduc și ți aduc unde zis tu. Mi-a venit o idee ce aș putea face eu cu ăștia 10 dacă mi i lăsat mie, dar mi-am adus aminte că mai am încă 90, așa că toate ideile le pot aplica acolo. Deocamdată, eu mă închin ție și mi-aduc zeciuiala și ți-o las unde i Doamne, fi lăudat că n-am lucrat cu ea greșit și pățesc după aia ceva. Nu că Dumnezeu mă bate, ci că există o lege care produce efecte. Frați, surori, dacă noi rămânem în perspectiva că zeciuiala este o obligație pe care cineva ne manipulează, prin care cineva ne manipulează ca să facă rost de bani de la noi, suntem pe un teren greșit. Dacă însă înțelegem ce descrie Scriptura, și am citat versete și le-am detaliat puțin, că zeciuiala este a lui Dumnezeu, că ea are un caracter sacru, că n-ar trebui umblat la ea și ar trebui pusă deoparte, restituită lui Dumnezeu. Noi am plecat și am fi bucuroși. Vă mărturisesc din proprie experiență, n-am fost învățat zeciuiala de mic, N-am fost învățat în tinerețe. La un moment dat Dumnezeu m-a învățat zeciuiala. Vă spun sincer. N-aș schimba traiul ăsta. N-aș umbla la banii lui Dumnezeu. Nu i-aș face propuneri alternative. Nu m-aș băga în cei sacru, că am eu idei mai multe. Sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu și dacă am avea o relație mai apropiată și s-ar dezvolta relație personală. V-aș povesti povești din viața noastră de familie. Că Dumnezeu cu 90% ne-a purtat de grijă, de invidiat. Multe lucruri nu le avem după standardele altor oameni. Dar noi nu ne plângem și nu ne plângem fiindcă ne străduim să nu ne plângem că nu e frumos. Ci realmente experimentăm bucuria, zâmbetul lui Dumnezeu. Nu suntem mai săraci, nu suntem mai oropsiți, nu suntem mai lipsiți, ci suntem mai împliniți în El. Dacă vreți să vă bucurați de Dumnezeu în primul rând și nu de rezultatele financiare, că ele vin. Un simplu exemplu. Dacă ar fi fost să strâng bani ca să-mi țin școala la, fata la școală în America, n-aș fi fost în stare. Pentru că este studentă și o costă 50.000 de dolari pe an. N-am adunat bani și nu m-am zbătut și am, am, am făcut tot ce mi-a stat în putință să strâng banii ăștia. Dumnezeu a dat o binecuvântare pe care încă nici nu o pot înțelege complet. De unde-i o scos și cum-o făcut? Printr-un complex de împrejurări. Dumnezeu o binecuvântat enervant. Se uită prietenii noștri, frații noștri, oameni care își doresc să obțină așa ceva, și noi mărturisim că nu ne-am străduit, ne-am dorit fica noastră și-a dorit și Dumnezeu o dat binecuvântare. Nu spun că Dumnezeu m-a ales pe mine mai special sau pe ea, dar spun că văd în această abundență a lui Dumnezeu o privire bună și caldă a lui Dumnezeu, pentru că noi ne închinăm lui. Vă urez și dumneavoastră închinare reală față de Dumnezeu, onorarea cu zeciuiala și experimentarea bucuriei de a vă fi purtat de grijă Dumnezeu și de a trăi liber de mamona. Amin. Mulțumesc frumos!